Este săptămâna meseriilor la Liceul Ucecom Spiru Haret, Baia Mare și, dacă este dedicată meseriilor, elevii acestei instituții de învățământ au arătat astăzi ceea ce au învățat. Domnișoarele au făcut coafuri, iar tinerii freze. Este o coafură tip glasă, se pun niște bucle lăsate legere. Deci am făcut, cum ai început, spune-ne, ai făcut niște... Am făcut din cinci șuvițe, o plasă, ridicată în formă de coc și niște melci pe margine. Tu ce ai făcut, Daniel, aici? Ce tunsoare? Colegului tău? Tunsoare de zi. Da. Cu semul, mașină, foarte. Și ca pânză s-a folosit ceară și fixativă. Este o paradă a primăverii la Liceul Ucecom. În cursul acestei săptămâni avem toate școlile profesionale din județ participă la acțiune organizată de Inspectoratul Școlar Județean. Noi astăzi am pregătit o paradă a coafurilor de pe secția coafură, frezerie, manicură, pedicură, în care elevii clasei a 10-a au pregătit fete pe coafură cu împletituri specifice primăverii, împletituri frumoase, coafuri frumoase de zi și de ocazie, iar pe linia frizeriei s-au pregătit manechinii prin tunsori specifice sezonului. Noi am intitulat acțiunea Săptămâna Primăvara, coafurile primăvara. Pe linia practicii se respectă absolut toate normele în vigoare, prin distanțare, purtare de măști, igienizare permanentă. După cum s-a și văzut că noi am transmis live astăzi din salonul de coafură, s-au văzut foarte clar atât manechinele cât și coafezele noastre au respectat toate normele și distanțare și purtare măști. În săptămâna meserilor lucrurile nu se opresc la atât. Joi va veni rândul elevilor pentru care gătitul va deveni o meserie, să demonstreze îndemânare și imaginație. Secția de alimentație se pregătește cu specializarea bucătari, cu savoare în farfurie, ceea ce înseamnă pregătirea unui meniu specific zonei noastre.